Bună ziua tuturor, doamnelor, domnilor, dragi prieteni și colegi! Astăzi, duminică 31 mai 2020, vă spun bine ați venit la această întâlnire virtuală, această întâlnire de suflet. Am propus ca în această duminică să sărbătorim trei evenimente importante pentru noi, pentru români. Și anume Ziua Europei, care normal a fost pe 9 mai, Ziua Românilor de Pretutindeni, care este astăzi, și pe această cale vreau să salut pe toți românii de pretutindeni, oriunde s-ar afla, să fie puternici, să fie mereu cu dragostea față de neam și țară, să fie mereu optimiști, să fie mereu cu dragoste față de semenii noștri. Și a treia sărbătoare, Ziua Copilului, care se sărbătorește mâine. Deci, cum ar veni, trei într-una, sub egida Izvor de Suflet Românesc, care am propus ca anul acesta să fie a doua ediție. Și chiar ne-am organizat, începând de anul trecut, cu o frumoasă plimbare pe Dunăre, o croazieră, să spunem așa, cu dumneavoastră și cu alți prieteni dragi, fie din România, fie din diferite țări. Având în vedere că situația este de așa natură peste tot, aproape în întreaga lume, sigur că nu am avut această ocazie decât prin intermediul internetului ca această sărbătoare să o sărbătorim virtual. Ba chiar aș putea spune că nu trei sărbători, ci patru, pentru că aici, în Austria, astăzi se sărbătoresc și Sfintele Rusalii la frații noștri catolici. Și având în vedere că această sărbătoare este atât de frumoasă și o sărbătoresc mulți români de-ai noștri, frați catolici, am onoarea ca astăzi alături de noi să se afle și Părintele Iulian, care se află în dreapta mea, Părintele Iulian Hotico, preot paroh la Biserica Greco-Catolică din acest oraș, Wiener-Neustadt, și care slujește și la Biserica Romano-Catolică din Viena, Biserica Leopoldau din sectorul 21. Iar în stânga mea se află Părintele Diacon Greco-Catolic Felician Vladu. Doi filozofi, pe lângă că au terminat teologia, înainte de teologie au absolvit și facultatea de filozofie. Așadar, sunt mândru că astăzi amândoi au acceptat invitația noastră ca să fie alături de noi. Încă o dată, atât în numele meu cât și în numele postului Radio TV Unirea și al colegilor mei din acest post de radio, vă spunem bine ați venit alături de noi. Și de ce nu și din partea Cercului Cultural Român-Austriac Unirea. Sigur că m-aș fi bucurat ca să avem ocazia să ne întâlnim personal și să sărbătorim împreună, așa cum am sărbătorit multe ediții ale Zilei Europei, și anume până în prezent, până anul trecut, am reușit să sărbătorim 13 ediții. Dar, cum spuneam, având în vedere că această pandemie a făcut ravagii aproape în întreaga lume, sigur că ne adaptăm așa cum se cere și nu am ezitat ca să nu avem această întâlnire măcar virtual cu dumneavoastră. În continuare am să-l rog pe Părintele Iulian Hotico să deschidă această teleconferință, această întâlnire de suflet, după cum spuneam mai înainte, cu o rugăciune, pentru că așa suntem obișnuiți noi românii, ca la orice festivitate creștinească să începem cu o rugăciune.
Oamenii comunică. Și cred că acest lucru se poate extinde cumva și la societatea zilelor noastre. Oamenii trebuie să se înțeleagă între ei, indiferent de limbă, indiferent de religie, indiferent de origine. Și dacă acest lucru se va face, în inimile noastre va veni pacea. Atunci vom fi cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu. Este și ziua Europei, 75 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Este un lucru foarte frumos, suntem fericiți că avem pace, pace în lume, pace în familii, pace în inimile noastre. De asemenea, ziua românilor de pretutindeni. Suntem foarte mulți în diaspora, suntem foarte mulți încă acasă, dar suntem interconectați și acest lucru este foarte important. Și ziua copilului. Iisus zice, lăsați copiii să vină la mine. Cine nu va fi ca și copiii, nu va putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și, în final, doresc să vă spun o mică poveste care să ne facă să ne simțim că suntem tot timpul uniți, să ne facă să ne simțim tot timpul aproape unii de ceilalți. Se zice că un om mergea pe drum și la un moment dat vede alături de el mergând un cățel, era cățelul lui. Și omul era foarte mirat și se gândește cum poate să meargă cățelul pe lângă mine, fiindcă cățelul meu a murit. Și atunci își dă seama că și el era de fapt mort și mergea, dar nu știa încotro se îndreaptă. Și la un moment dat ajunge într-un loc, vede o parte foarte frumoasă și după o priveliște minunată, un oraș minunat și la intrare scrie Rai. Și un paznic da. Și îl întreabă, doriți să intrați? Da. Doriți să continuați? Pregătiți? Da, sunt pregătiți pentru Rai. Dar vreau să vină și cățelul meu cu mine. Și spune paznicul, păi cățelul nu poate să intre. Aici intră numai oamenii. La care spune omul, atunci eu nu vreau să intru. Și se duce mai departe. La o anumită distanță găsește încă o intrare pe care scrie Rai, un oraș la fel de frumos, și acolo stătea un bătrân, Sfântul Petru. Și zice, aș putea să intru și eu. Da, cum să nu se poate? Și poate să intre și cățelul meu. Sigur că da. Păi, mai devreme am văzut o altă poartă pe care scria Rai și acolo n-am avut voie să intru. Acolo era iadul. Și de ce scrie așa? Fiindcă acolo omul nu are voie să intre alături de prietenii săi. Trebuie să fie singur. Și iată că aici am ajuns în locul corect. În Rai intrăm împreună. Adică doar cei care suntem uniți, care suntem în comuniune, putem să fim binecuvântați de Dumnezeu. Și cred că aceasta este învățătura COVID-ului, să fim uniți, să fim împreună. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, Vite. Preacucernice diacon Felician Vladu, aveți cuvântul. După amiază plăcută tuturor, mă bucur să vă cunosc. M-am gândit și eu că toate aceste sărbători sunt într-o relație foarte strânsă. În primul rând, ziua Europei, dar ce este Europa? Mi-a venit în minte o definiție a unui intelectual francez, Paul Valéry, care a spus că Europa este orice teritoriu, orice popor care a fost romanizat, creștinat și care s-a supus cadrului intelectual grecesc. Deci toate popoarele care au trecut prin aceste trei faze sunt de fapt și poartă spiritul Europei. Românii de pretutindeni, sărbătoarea lor, ei putem spune că ei sunt de fapt Europa, pentru că românii, România nu se poate afirma decât participând la spiritul acesta european universal. Noi români nu putem fi buni români dacă nu participăm la acest spirit, dacă nu la cultura romană, greacă, la cele trei, de fapt cele trei capitale ale Europei, Ierusalim, Roma și Atena. Și copiii, este ziua copilului, la asta mă gândeam că este foarte apropiată de sărbătoarea de cea europeană și a românilor de pretutindeni, pentru că dacă nu avem argument demografic, atât Europa cât și România va muri.
Vedem China, de exemplu, este o mare putere și nu, ea nu participă, nu are un cadru legislativ și economic, chiar ca Europa, dar este o mare putere pentru că au acest argument demografie. Și nu știu, noi toți românii de pretutindeni ar trebui să promovăm mai ales și mai ales familia și copilul. Să, nu știu, să milităm pentru, împotriva avorturilor sau nu știu, împotriva familiei. Pentru că dacă nu vom mai avea copii, vom muri și noi și Europa. Cam atâta. Și a patra sărbătoare, pocărârea Duhului Sfânt, este de fapt Mânghietorul și cel care ne-a dus speranță. Și biserica a continuat să trăiască 2000 de ani, nu? Pentru că a avut Spiritul Sfânt, Duhul Sfânt aproape. Deci avem o speranță, Europa și România putem trăi mult și bine, dar împreună, sigur, cu speranță. Speranța este foarte importantă. Mulțumim, mulțumim mult, Felician Vladu. Deci a fost pentru noi, acum este și vicepreședinte al Cercului Cultural Româno-Austriac Unirea și ne bucurăm că, iată, tineri care doresc să ducă mai departe tot ce este frumos la neamul nostru românesc. Am să-i dau cuvântul domnului colonel în rezervă Constantin Avădanei, inginer, colonel în rezervă, lector, un om care îi place să scrie, un om care îi place să comunice, un om care, iată, face pe jurnalistul și chiar foarte bine și ne bucurăm nespus de mult să avem în echipa noastră asemenea oameni. Iată că, cum spuneam, în aceste săptămâni de stat în casă, dânsul nu a stat pe degeaba, ci a lucrat intens și chiar vine în fața noastră cu două cărți foarte interesante și frumoase pe care le-a pregătit pentru noi și pentru toți cititorii. Desigur, ajutat de întreaga echipă de la Arad, care o parte din ea se află, iată, alături de noi, începând cu mama noastră, cum s-ar zice, doamna Florica Ranta Cândea, care este o femeie extraordinară, cu o energie de invidiat, mereu cu idei de a aduce în fața cititorului tot ce este mai frumos, tot ce este mai de valoare, ba chiar caută prin toate colțișoarele să găsească imagini cât mai frumoase și cât mai adevărate. Bun venit, domnule colonel, și ne bucurăm să fiți cu noi astăzi, să ne prezentați, știu, eu cred că este o parte de bogăție din ceea ce pe parcursul vieții dumneavoastră până la ora actuală. Sau greșesc? Nu greșiți, vă zic bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru atenția care mi-ați acordat-o și încrederea pentru această evoluție a mea în acest domeniu. Fiind în anii de pensie, m-am ocupat foarte mult și de istoria românilor. Desigur, istoria românilor înseamnă numai cei care sunt în graniță, în interiorul graniței, sunt și cei de afară, plus foarte multe evenimente istorice care trebuie aduse la zi prin documentare, ca cei care trăiesc, generații tinere, generații mai în vârstă, să cunoască adevărata istoria românilor și să ne respectăm unii pe alții și să ne menținem unitatea, pentru că suntem un popor dintre cele mai vechi din lume, din Europa. Bineînțeles că această pasiune față de istorie, în general față de tot ce înseamnă românism, a fost întotdeauna, inclusiv în cariera mea militară, că altfel nu puteam evolua în această carieră dacă nu eram un patriot. Ori la pensie, toate astea le-am regăsit, le-am refăcut unitatea lor, tot ce a fost cunoștință mai noi, am ținut cont de ele și am început să scriu. A fost foarte greu pentru că nu prea aveam curaj să mă exprim, să scriu, că ziceam că eu sunt inginer și nu pot să scriu și cărți. Însă pe toată viața toate elementele s-au adunat și ele trebuia puse în niște coperți. Am fost ajutat foarte mult de echipa din Arad,
și le mulțumesc frumos și pe această cale. Și a reușit ca în această iarnă să pot finaliza două lucrări de ale mele. Bineînțeles, prima se cheamă cea de debut, Ideea de patriotism la români, și a doua este cea care cuprinde o parte din aspectele evoluției mele în viață, pregătirea care a fost la școala generală, la liceu, la Academia Militară, chiar toată activitatea mea pe linie militară, și care se cheamă Valențe umane dintr-un univers aparte, trăiri interioare și exterioare ale unui militar de carieră. Am avut grijă ca să mă exprim foarte corect aici, știu, aproape de oameni, încât să înțeleagă ce înseamnă o evoluție profesională, nu numai în domeniul militar, a fost și în domeniul tehnic, a fost și educația din familie și așa mai departe, care undeva la sfârșitul carierei și după aia la pensie, am avut timp să tragem concluzii și să așezăm pe hârtie ceea ce am crezut noi că este cu prioritate. Această carte care a apărut prima dată în martie, a doua a apărut în mai, a fost scrisă cu mare grijă, cu date, bineînțeles, păstrate și puse la rând ani de zile, și a venit vremea încât să fiu ajutat de echipa de la Arad să le aștem pe hârtie. Această primă carte, Ideea de patriotism la români, publicată și scrisă la Arad, după mulți ani de pregătire, de organizare, de derulare a unei întregi profesii de ofițer în cadrul sistemului de apărare a României, a reușit să sintetizez în prima mea carte personală tot ceea ce este mai frumos despre patriotismul românesc, care merită să fie repus la locul de cinste pentru acest popor din care fac și eu parte. Am început acest volum cu un motto de Barbu Ștefănescu de Lăvrancea: România este patria noastră și a tuturor românilor. E România celor de demult și a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie. Cartea a apărut în luna, cum am declarat și eu, în luna martie 2020, la editura de prestigiu Gutenberg din Arad, având un design simplu, elegant, foarte accesibil la lecturat, pentru toți cititorii dorni să o citească. Prefața a fost elaborată de domnul profesor universitar Anton Ilică, referențe specialitate fiind domnii profesor Doru Sinaș și Ioan Mociar, consultant Eugeniu Cristea, lector de carte doamna profesoară Florica Cândea. Cu mare onoare o respect și o salut încă o dată. Și mulțumesc! Cartea devine mai prețioasă prin contribuția fiicelor mele, Bianca și Costina, care sunt criticii mei cei mai prețioși, deopotrivă, inspirând și impunând calitate literară și istorică. De asemenea, dedic acest volum și colegilor mei militari, alături de care am construit sentimente patriotice în decursul timpului. Președinta Salonului Gutenberg Arad, doamna profesoară universitară Florica Cândea, consideră, referință la volumul de față, că despre patriotism se poate scrie ca și cum am salvat sângerarea unei păsări în zbor. Frumos exprimarea și care am trecut-o în carte. Eu, ca militar de carieră, mi-am amanetat forțele ca o strigare, să strig patriei despre patriotism ca și cum aș striga mamei de durere. Președintele Cercului Cultural Român-Austriac, Viena, care este de față cu noi și ne supraveghează, afirmă că această lucrare a mea este o carte de debut deosebită, este ca o elegie de culori magice sfinte. Retras uneori, profund alteori, ca autor devin ca un călător, liber de exprimare, tonic în trăire, parcă sunt convins că această lucrare a apărut la momentul oportun, având la bază o documentare profundă cu date despre fapte plămădite sub ochii mei și sub ochii noștri a tuturor românilor. Prin această lucrare văd acum patria redată sub ochii mei de adevărat patriot, redată unui timp ce nu va muri. Lucrarea este, bineînțeles, într-un ștoc foarte mare,
aștept prietenii să poată să dau această lucrare fiecăruia să o citească și bineînțeles că atunci când vom avea ocazia, fiecare va primi de la mine prietenește această carte și cea care o să o mai prezint în continuare. Este un material între două coperți adunat din două portbagaje pline de materiale adunate de dumneavoastră. Da, așa este. Iată, se termină 10 minute, reintrăm din nou. Rămâneți că o să încerc. Vă rog să mă credeți, față de dânsii am plătit acest program, dar se pare că nu reușim. Da, 10 minute mai avem, se pare că la dispoziție. Da. Și pe urmă o să revenim. Da. Dacă permiteți, da. Da, da, continuați. Dacă permiteți și a doua carte, deci fiind această vreme de iarnă și documentația adunată, am trecut foarte repede și la elaborarea celui de-al doilea volum care l-am scris. Valențe umane dintr-un univers aparte, trăiri interioare și exterioare al unui militar de carieră. Indiferent din ce punct de vedere privim, omul contemporan nu se poate sustrage unor ritualuri pe care și le clădește din propriul său fel de a fi, din pasiunile sale, din munca sa. Aceste ritualuri, incluse în timp, formează adevărate calendare în care omul contemporan își consemnează cu grijă date atât de importante încât întreaga lui viață este influențată de acestea. În acest sens, cel mai la îndemână ne este calendarul creștin, dar, cu siguranță, fiecare dintre noi suprapunem acestuia încă unul personal. Nu degeaba, pentru profesori, anii școlari încep cu festivități de deschidere, să opresc pentru a celebra ba o zi a educației, ba alta a profesorului, a învățătorului, a cititorului, muzeului și așa mai departe, până când ajungem la cea din urmă zi plină de emoții, ziua în care se termină festivitatea de încheiere a unui curs, a unei perioade de pregătire și așa mai departe. La fel ca dascării, acest soi de calendar specific apare peste tot, în orice direcție am privit. Ținând cont de cele de mai sus, putem afirma cu certitudine că un militar are de asemenea un astfel de instrument de făurit, noduri de aducere a minte. Eu, ca autor al acestei cărți, țin prin meseria mea de inginer militar la sărbătorile unui calendar ostășesc, în care sunt notate de cele mai multe ori cu sânge, cu suferință, cu sacrificiu, din calendarul oricărui patriot. În cartea mea, Valențe umane, dintr-un univers aparte, trăiri interioare și exterioare a unui militar în carieră, a apărut în acest an, la editura Gutenberg, Arad, tocmai despre celebrare e vorba, celebrarea vieții, celebrarea morții, celebrarea amintirii, fiindcă niciun român nu are dreptul să-și uite sau, la fel de grav, să nu își cunoască istoria. Cartea are peste 300 de pagini, mă laud și eu că am făcut o carte foarte frumoasă, cam tot atâtea imagini. Prefața este semnată de dr. Gabriel Rustoiu, care este directorul Muzeului din Alba Iulia și a fost o deosebită onoare și o bucurie pentru el de a apela la el să îmi facă această recenzie, fiindcă noi am fost și vecini de bloc, l-am cunoscut de mic, copil, și acum, bineînțeles că purtând în sinea lui și în responsabilitățile lui această istorie bogată de la Alba Iulia, fiind directorul muzeului, a fost deosebit de onorat să-mi facă această recenzie la carte și prefață, să pot să citească și să cunoască exact istoria carierei mele și cunoștințele acumulate față de poporul român în decursul vieții mele. Volumul a apărut la Arad, de-aia tot precizez treaba asta, deoarece am devenit un prieten autentic al acestui oraș și al salonului Gutenberg. Un prieten bun, de sfaturi bune, astfel că la insistențele și munca neobosită a doamnei profesoare Florica Cândea, fondator și redactor șef a revistei Gutenberg, am acceptat ca acest volum să apară tot la Arad. Sunt niște trăiri interioare și exterioare a unui militar de profesie, care a ținut să se exprime în această carte și ea este dispusă și expusă pentru a fi acceptată și de fiecare prieten de al meu, fiecare cunoștință sau cei care vor să cunoască anumite cunoștințe despre
istoria poporului român, despre viața militară și așa mai departe. Fundamentul acestei atitudini admirative și încurajatoare, totodată este evident într-un mesaj al salonului Gutenberg, semnat de doamna profesoară Florica Cândea, de formație inginer cu o carieră militară, deloc de neglijat, lector universitar dr. Constantina Vădanie iubește frumosul îmbrăcat în cuvinte și promovează valori autentice, descopere și manifestă atitudini și aici, în acest colț de pagină. Legătura cu Aradul, în general, cu prietenii, în special, s-a conturat datorită relațiilor de prietenie literară și nu numai cu unii dintre noi, prin participarea la sesiuni de comunicări științifice, universări la salon, prezentări de carte, deplasări în grup, în scop cultural, vizite în instituții de cultură, toate acestea având menirea unui benefic liant de pregătire a unui scop bine conturat și astfel la editura și tipografia Gutenberg a devenit ca și la salon cultural asta, stația noastră de documentare, de colaborare, la Radio TV Arad, stație pivot, la Viena, o imagine conceptuală de un loc de neglijat. Nu întâmplător, volumul are un motto care duce cu gândul la luptă. Nu există experiența căreia să nu-i poți supraviețui dacă ai curajul să înfrunți viața, scrie Octavian Paler. Viața însuși fiind o luptă, am putea continua ideea rostită într-un gazel de George Coșbuc. Introducerea în lumea extrem de populată a cărții este asigurată pe lângă prefațator domnul Ioan Gozja, de față cu noi, de Ioana Nistor și de Gabriela Adina Marco, concluziile revenindu-i editorului Florica Cândea. Mă opresc aici pentru că sunt foarte multe de povestit, dar las cititorul să descopere în această a doua carte a mea tot ce a însemnat pentru mine concepția despre viață, despre patrie, despre apărarea patriei, despre cinstirea eroilor, cei care s-au dat viața pentru ca noi să existăm în această stare în ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pe atenție și vă doresc lectură plăcută. Cărțile sunt la dispoziție. Oricând faceți apel, o să aveți cărțile la dumneavoastră fiecare. Da? Vă mulțumesc! Ne bucurăm, domnule Cornel, vă mulțumim pentru această frumoasă prezentare dublă de carte și să nu uităm, doamnelor și domnilor, că dânsul este și președintele grupului de inițiativă Marea Unire de la Alba Iulia. Felicitări și o să facem o pauză pentru că cred că o să ne întrerupă din nou și 2 minute mai sunt. Dar în această formulă n-am să mai trimit la alții, văd că nu s-au alăturat alte persoane, așa că mulți îmi scriu că nu pot să intre, nu pot să stau doar pe telefon, ca drept respect pentru dumneavoastră de a vă uita la mine cum eu butonez telefon. Așa că cei ce suntem aici, revenim din nou după un 5 minute, cred că luăm de pauză, fiecare după ce se întrerupe, și revin la doamna Floarea Cândea, care va lua cuvântul imediat după ce intrăm. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Cred că 2 minute, așa e, da, se întrerupe. Da. Bine. Sau ne poate saluta doamna Florica și în momentul când se termină, se întrerupe. Am înțeles. Păi, bună ziua și sărut mâna și sărut fruntea prietenilor mei, dumneavoastră, domnule Gogea, cât și sfinților părinți care vă sunt alături și pe care am avut onoarea să-i cunosc. Vă rog să mă înțelegeți că nu sunt emotivă de felul meu, dar după o prezentare exhaustivă a celor două cărți pe care le-am botezat nu de tot la Arad, a domnului colonel, inginerul Constantina Vădani, mi-e cam greu să vorbesc. În ce sens? Dumnealui și noi care suntem de față și ne privim în ochi acum, la această de mare sărbătoare, se pliază bine cu cele spuse și pe care noi le știm. Cine n-a sădit o carte, cine n-a sădit un pom, cine n-a făcut un copil și n-a zidit o carte, nu se poate simți fericit. Dumnealui să aibă convingerea că trebuie să se simtă fericit. L-am văzut cu pumnul de țărână în mână, sărutând frunți de români peste tot. Ceea ce și dumneavoastră acum sau noi la Ziua Românilor de pe
pretutindeni facem. A fi bun român înseamnă a fi un model. Cred că dumneavoastră, domnule Gorgea, și prietenele mele care sunt de față, Ioana, Gabriela, Carina, domnul Constantin, colegul Ovidiu Cornile, noi toți lăsăm puțin în urma noastră câte ceva, însă nu trebuie să fim de neînlocuit. Privesc cu nostalgie acest an care a trecut. Și sunt fericită să ascult și pe ceilalți prieteni de platou ai mei. Mulțumesc din suflet! Da. Rămânem la doamne, așadar. Mergem tot la Arad și trecem la doamna profesoară Carina Baba să vedem cu ce mesaj vine către românii de pretutindeni, cu ce mesaj vine către Ziua Europei, către noi europenii și cu ce mesaj vine către Ziua Copilului, care de fapt și are un înger acasă, numai că nu vrea să vină în față aici lângă mama să-l vedem. Îi transmitem gândul bun atât lui cât și soțului. Părinte Iacon, Carina Baba este o doamnă care tot la fel trăiește în casă cu un coleg de breaslă de al dumneavoastră, care a terminat tot teologie și dacă nu greșesc, cred că și Carina a făcut și teologie, așa că uite, avem ocazia să fim înconjurați de oameni care au studiat și studiază Biblia în continuare. Da, dăm cuvântul, Carina. O să leg ceea ce ați spus dumneavoastră de o surpriză pe care mi-a făcut-o ieri, tot un coleg de-al nostru de la teologie, Tiberiu Ardelean, părintele arhidiacon Tiberiu Ardelean de la Arad. Amintesc de el acum, deoarece a compus și ieri am primit un imn pentru copiii de la școala noastră. Deci, cadoul nostru, cadoul profesorilor de la liceu special, pentru copii de 1 iunie, este un imn. Versurile sunt scrise de mine, muzica de părintele arhidiacon Tiberiu Ardelean. Am vrut neapărat să spun lucrul ăsta pentru că emoția mea a fost foarte mare. Nu m-am gândit niciodată că școala noastră poate să aibă așa ceva. De asemenea, în perioada aceasta am reușit să finalizez câteva proiecte în școală cu copii, tocmai despre România și despre Europa și despre unire și despre tot ce înseamnă cultură și istorie românească, europeană. Am crezut noi și știm că n-am greșit, că copiii trebuie să învețe lucrurile astea. Trebuie să învețe cine sunt, de unde se trag și ce comori au ei aici în România. Așa că despre asta am vrut să vă spun, despre proiectele mele, curajul care înseamnă o teamă depășită și despre artă care include și nu exclude pe cei speciali. Mulțumesc tare mult că mi-ați dat posibilitatea să vă spun câteva cuvinte despre ce am făcut eu în ultima vreme, în perioada asta de stat în casă, forțat, pentru că e important. Pentru școala noastră și pentru Arad e important lucrul ăsta. Mulțumesc tare mult! Sigur că da! Mulțumim și noi! Trecem la Ioana Nistor, să vedem ce ne aduce de la Biblioteca Arădeană, ce ne aduce din Salonul Gutenberg, ce ne aduce pe undele Radio TV Unirea și ce ne aduce în general de la Armata Română. Armata Română face foarte bine și se pregătește pentru deplasarea în teatru de operații. Și urăm succes! Bine, o să transmit mai departe. Și într-adevăr eu vin cu 3 în 1, da? Cele 3, 2 cărți și un periodic, este lucru din ultimele 2 luni. În calitate de imagine conceptuală, că redactor, nu redactor, colaborator, implicat cu sufletul și cu mâinile pe calculator, revista Gutenberg din luna martie, numărul 42, chiar am vorbit cu doamna Cândea, acuși vom ajunge la numărul 50.
Și atunci va trebui să o sărbătorim, vedem unde, și în țară, și pe plaiurile unde ceilalți români trăiesc, printr-un fel mai aparte. Acum vreau să spicuiesc, într-adevăr, cei care au contribuit cu articole în cadrul revistei, numărului de revistă de acum. Doamna Cândea, domnul profesor universitar dr. Anton Lica, Constantina Vădanei, domnul Ioan Tuleu, Ioana Nistor, Anton Ilica cu interviu cu Simona Bostan, care văd că este online, dar da, nu avem video. Cu noi. Este cu așa. Noi. Domnul Emil Șimădan, doamna Delia Chevereșan, domnul Cătălin Drăgan, domnul Sergiu Drincu, Dumitru Mihăilescu, Mira Odagiu. Bună ziua! Bine ați venit, doamna Bostan! Domnul Sergiu Drincu, pe care l-am spus, Roxana Lăduncă, Carina, ai un articol, este prima parte a unui articol, corect? Așteptăm urmarea. Un medalion Gutenberg referitor la Sente și Noemi Florina Gabriela. Poezii scrise de Aida Voivodician, Daniela Guman, Marisa Ranta, Mariana Popa, de asemenea un medalion Cerișa Herman Med, care la 14 ani încântă cu numeroase concerte și recitarul la pian. De asemenea, Semideia Șulea, Monica Rodica Iacob, Ligia Diaconescu, Lucia Bibarț, Ioana Crișan, Lazar Magu, Vanga Steriu, Margareta Neron, Aurel Dico, Ioan Vasile Marco, la fel cu poezii, Teodor Groza de la Codru, care va trebui să lanseze un volum deja tipărit. Așa e, doamna Floare? Da, tocmai că am uitat să spun când e vorba despre mine. Am făcut 5 cărți într-o lună, marca Gutenberg, în diferite culori, ca niște flori. Mulțumesc! Ca niște flori. Deci pandemia, să zicem că da, a adunat spirite și a făcut ceva material. La da, ar trebui să mulțumesc zecilor de taximetriști care îmi cunoșteau deja vocea la vorba domnului Gogea. Nu numai ai por bagajele pline de materiale, dar și taximetriștii care rulau aici la mine pe stradă via voinicilor, via Gutenberg. Nu mai spun telefoanele dintre tine, Gabriela și Carina, asta altă dată. Bun, colectivul în continuare este numeros, dar având în vedere că revista este pusă și online și puteți să o regăsiți online, puteți să o citiți de acolo și ce anume vă interesează. Mai departe, Florica Ranta Cândea, volumul care se numește Outin, nu se găsește online. Mulțumesc! Așa, este o muncă de selecție din punct de vedere al doamnei profesoare. Și vreau să vă citesc foarte pe scurt. Dacă o mai găsesc. Este o onoare pentru mine să lansăm acest volum cu frații noștri într-o zi de mare sărbătoare. Mi-ai făcut o surpriză și mă închilin în fața tuturor. Așa. Așa. Da, dacă nu ne pregătim. Aha, am găsit. Deoarece fiecare dintre noi este un copil și pentru că vine 1 iunie, voi citi poezia Când eram mamă. Când eram mamă, tăcerea albastră spulberau ochii cât un delir, în nopți cu aer cald și o boare de amintiri. Când iar eram o mamă, mă durea tihna, apetisantă a vremurilor de altă dată. Iar fața îmi era suspendată pe iertări de golgote. Când tot mai mamă eram, duh de împăcare cerea hrana mea lăuntrică. Când mama din mine te ținea de mână, pui zburat. Cu tot cu păpuși era o altă cursă, de pași lungi, să nu alungi. Să o aștepți, ca pe niște măruntaie, de pui, cu
cu semnul crucii la poarta plecărilor. Când tot mai mamă eram, ochii tăi, deportați, pe cusute incolor, cântăreau priviri pe masa de bunătăți, plină numai cu semințe de mac, nu se numără. Când voi fi fost mamă, lumina din ploape se deșteaptă la tic de pendul și mă întrezărea în lanul de spice cu tămâiat vin cristic. Când tot mai mama și fost fiule, melopeice ecouri ne îngenuncheau anii, numărați în dans de lanternă și tremur în glas, oare cât am mai rămas, fiule? Când și mai mamă nu voi fi, cântece vor îngăima somnurosul vânt vântuit a pribegie, pe glastrea unei crengi rătăcite în palma ta. Fiule, ai grijă, cerul smerit, rumenit, se va colora în mâna ta. Nu te teme, am să te numesc a la long, în maș de cuvinte, cu tot cu această călătorie. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Mulțumim și noi și trecem mai departe. Oferim cuvântul să vedem pe cine să poftim, ca să rămânem așa. Haideți să-i dăm cuvântul doamnei Simona Bostan și pe urmă doamnei Irene Mocraț, dar cred că o să o prezinte domnul Luc pe doamna, că din partea dânsului vine, și cu doamna Olga Ciobanu. Sper că ai trimis și la celelalte colege link-ul Luc, sau? Doamna Simona Bostan, profesor, doctor, psiholog, redactor la Radio TV Unirea din Austria, trăiește în Germania, provine de la malul mării, de acolo unde ne dorim fiecare ca vara să ajungem, să facem baie în Marea noastră neagră. Iată, vine de la Marea Neagră, trece prin Timișoara și Arad, se stabilește în Germania și vine alături de noi, și nu numai alături de noi, ci de mulți români, aducând în casele lor bucurie în suflet și nu numai, ba chiar și un tratament pentru sufletul fiecăruia. Să vedem despre ce este vorba, să vedem ce ne povestește despre experiența avută în câteva emisiuni pe care le-a transmis la noi pe TV Unirea și ce ne spune despre hrana sufletului nostru de român. Bun venit, doamna Simona Bostan! Dar nu vă auzim. Dacă vă dați drumul la microfon, este și mai bine. L-ați închis și bine ați făcut, că dacă închide microfoanele, ne auzim foarte bine cel care vorbește. Da, acum cred că l-ați pornit. Acum merg. Da. Bun găsit, român de pretutindeni. Și eu, ca și dumneavoastră, mă simt onorată, mai bine spus chiar copleșită de emoții. Am putut vedea ce oameni cu totul deosebiți există. Vorbesc de români de pretutinde, nu contează când suntem în România, nu contează pe ce continent suntem, sufletul de român este același. Pe scurt, ce să vă spun, sunt o româncă care a plecat din țară ca jurist, a ajuns în Germania, s-a apucat de cu totul altceva. Fiind o pasiune mai veche de-a mea, medicina și psihologia. De 12 ani sunt docent în cadrul unui institutul german și întotdeauna mi-am dorit din puținul pe care știu să transmit celorlalți. Tocmai de aceea, cu ajutorul domnului Ilic Anton și datorită domnului Pocea, am reușit să concretizăm și să materializăm o emisiune pentru românii de pretutindeni, Arta de a trăi, pentru că am stat și m-am gândit, e o artă în a gândi, în a te hrăni, în a socializa, în a găsi resurse din orice. Și înainte de toate, pentru a putea merge mai departe, trebuie să fim sănătoși, pentru că sănătatea este darul cel mai de preț.
dar de multe ori sănătatea o lăsăm pe ultimul loc, epatăm cu alte lucruri, mașini, case scumpe, bunuri materiale care de fapt nu au nicio importanță. Și atunci când ne dăm seama că ceva se întâmplă cu noi din punct de vedere medical sau al sănătății, este de foarte multe ori prea târziu. Și eu scriu carte, dar carte medicală, pentru că îmi doresc foarte mult să scriu despre modul cum ne putem descoperi bolile în fază incipientă, prevenția care în Germania și în state ca Austria, în țări ca Austria, Elveția, este pe primul loc, pentru că este mai ușor să previi decât să tratezi. Și tocmai acest lucru am încercat în această emisiune, invitând medici, invitând psihologi, sociologi, să reușim să educăm cumva, să contribuim la educația și a tinerei generații, pentru că ei sunt viitorul nostru și o generație tânără bine pregătită înseamnă de fapt un viitor asigurat. Pe mine m-a surprins faptul că în această pandemie, deci noi am dat drumul la această emisiune și nu am stat pe loc, pentru că, într-adevăr, trăim momente istorice despre care se vor scrie cărți cândva, dar întotdeauna au existat perioade grele, numai că noi trebuie să găsim resursele prin care să găsim soluțiile de revenire rapidă. Mă bucur că la emisiunile pe care le realizez îmi sunt alături colegi medici care unii dintre ei au făcut cursuri aici la noi în Germania, alții au fost cursanții mei în România, pentru că am zis pot contribui cu ceva la bunul mers al prevenției în România, aducând această bucățică și această specializare care aici în Germania este atât de evoluată și la un alt nivel, pentru că oriunde ai fi, prin vene avem sângele românesc și așa cum le spun eu studenților mei, nu există niciun vaccin sau un antibiotic pentru dragostea de țară. România este locul în care îmi încarc bateriile, vin de la Marea Neagră, mi este foarte dor de acasă pentru că n-am mai ajuns de 3 luni, pentru că am și cabinete în Constanța și Timișoara, dar sunt alături de oameni cu sufletul, sunt alături de pacienți, sunt alături de cursanți, iar această emisiune care pe mine mă împlinește, pentru că pot spune cumva, la o anumită vârstă mi s-a îndeplinit un vis în care nu eu să fiu invitată într-o emisiune, în care eu să realizez această emisiune, deoarece putem să extragem de la acești medici elementele esențiale, iar oamenii să primească informații scurte, la obiect și de calitate. Încă o dată îi mulțumesc domnului profesor Anton Ilica, care mi-a călăuzit cumva pașii în cele două facultăți făcute, în Arad și master acolo. Îi mulțumesc domnului Gogea Ioan pentru toată susținerea și suportul și îngăduința. Și sperăm la mai mult pe viitor, ca această emisiune să aibă tot mai mult adepți, vorbesc de românii din diaspora și nu numai, chiar și oameni din România urmăresc, zic eu, această emisiune informativă, pentru că înainte de toate, ca să poți să realizezi ceva, trebuie să fii sănătos la trup și suflet. Eu vă mulțumesc și ce să vă doresc, să fim sănătoși, pentru că dacă există sănătate, putem să reușim orice, să fim uniți și pentru că mâine este ziua copilului, vreau să urez tuturor copiilor noștri, dar și copiilor din noi, când fiecare dintre noi este ascuns un copil, să fim sănătoși, să credem că va fi mai bine și să alegem întotdeauna oportunitatea care apare în orice mai moment de criză sau un moment mai greu din viața noastră. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Așadar, trecem din Germania din nou în România la doamna dr. Gabi.
Marco, să vedem cu ce mesaj vine alături de noi copii de pretutindeni, cei mari și cei mici. Bine ați venit alături de noi, doamna Gabi. Bine v-am găsit. Vreau să vă salut din Nădlac. Eu aici locuiesc. Nădlacul este cunoscută drept poarta de intrare și ieșire din România spre Europa. Dar țin să vă reamintesc că dacă vă uitați pe hartă, eu vă salut exact din centrul Europei. Această idee am încercat să o analizez și să o demonstrez și în teza mea de doctorat, care am susținut-o anul trecut, despre care anul trecut am făcut în ultimele 3 luni, am făcut parte dintr-un grup redacțional pentru mai multe cărți, printre autori, numărându-se domnul colonel Constantina Vădanei, doamna Florica Cândea și prietenul nostru din Serbia, poetul Teodor Groza de la Codru. La toți vreau să le mulțumesc că au avut încredere în mine și m-au cooptat în acest grup redacțional. De asemenea, de 21 de ani coordonez la parohiei ortodoxe din localitate, iar în această perioadă cât am stat acasă, am scos 2 numere. Un număr de Paști, care din păcate l-am scos doar într-o variantă online, și peste câteva zile de Rusalii, care vor fi sărbătorite de Biserica Ortodoxă Română și nu numai română, de toate bisericile ortodoxe, duminica viitoare, va ieși de sub tiparul al 2-lea număr. De-abia aștept să ne revedem cu bine, să vă îmbrățișez pe toți și aș dori să, cu această, cu ocazia unei viitoare întâlniri, să vă înmânesc personal atât revistele pe care le coordonez, cât și o carte pe care am scos-o anul trecut, am lansat-o în decembrie. Este vorba de o carte aniversară la 190 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe din Nădlac, care are ca tematică viața și activitatea preoților și învățătorilor din Nădlac, precum și a familiilor acestora. Vă dau doar un singur exemplu din cartea mea. Celebrul regizor Andrei Șerban își trage originile din Nădlac. Un strămoș al lui a fost preot aici la noi la Nădlac. Salut cu drag Europa și vă mulțumesc că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Vă mulțumim și noi. Felicitări pentru tot ceea ce faceți, succes și mult spor. Iată, din România mergem la frații noștri mai de aproape și anume la prietenul meu vechi și să spun că țin atât de mult la el ca și la un frate și cred că se întâmplă și invers, pentru că mi-a arătat nu odată, ci de nenumărate ori. Este vorba de Luc Francis. Luc, ai cuvântul și bun revenit din nou. Da, bine te-am regăsit din nou, Nelu. Iată, eu eram în discuții cu doamna Irene Mocrachie din Finlanda. E o româncă care, adică moldovancă de fapt, dar ținte atât de mult la România că nu mai știu cum se zice exact, dar este în Finlanda, dar se pare că nu are sunet și nu va putea intra în discuție, dar video are. Da, vedem și de asta eu ți-am dat cuvântul ție pentru a spune câte un cuvânt despre fiecare doamnă pe care tu le-ai alăturat aici cu noi. Sigur, pe doamna Olga Ciobanu am ascultat, un salut din partea dumnei, pe doamna Lucia Caciuc tot la fel, dar așa era frumos pentru doamna Irene să îți dau cuvântul prima dată ție și totodată să-ți spui și părerea ta și saluturi către românii de pretutindeni. Prima dată eu voiam să zic, Nelu, că contact care l-am avut cu român de pretutindeni a fost prima dată la Bruxelles, fiindcă eu fiind belgian am avut o nevastă din Galați și după am început legături evidente cu România, m-am îndrăgostit de România, am colaborat foarte mult cu ambasada României și cu diaspora.
Dar cel mai bun schimb de experiență care l-am avut după ce am venit în România și m-am stabilit atunci la Vâlcea a fost cu tine, Nelu, și pentru asta vreau să-ți mulțumesc și pe tine personal, dar și pe familia ta, care dintotdeauna voi sunteți devotat pentru toți romani de care vin și trece pe la Viena și nu numai, și în Mureș, și voi vă implicați foarte mult și cred că ziua de român de pretutinde și ziua ta, pentru că tu te implici atât de mult pentru a pune România în evidență și tradiție și valoare. Și îți mulțumesc, cred, în numele tuturor pentru asta. Da, acum am făcut și 4 ani în Moldova. Eu colaborez cu Casa Regală și lucrez cu Casa Regală, dar am fost și în Moldova și acolo este spiritul romanesc foarte puternic. Că se vorbesc doar pe scurt cu doamna Lucia Caciuc, eu am colaborat 4 ani când a fost la protecția copilului. Și este uimitor să vede cât de mult se implică moldovenii pentru a da mai departe istoria și valoare romanescă, poate mult mai mult decât în România. Și doamna Cioban este o persoană de suflet care tot timpul, la fel ca doamna Lucia, ne sprijinim unul pe altul când, când merge bine, dar și la necaz unor. Pentru că știți foarte bine că mai sunt persoane care încercă așa să ne împiedică când facem lucrurile frumoase. Da. Cu bâte se dă doar în pomul roditor. Trebuie să fim de acord cu acest lucru. Este un proverb din popor, dar este foarte, foarte adevărat. Dacă se fac lucruri, sigur că cineva... Ce adevărat! Da. Da, doamna Lucia? Ah, ok, credeam că vorba doamna Lucia. Dar eu cred că e foarte bine ce faci, Nelu. Eu cred că noi trebuie să facem așa punctual întâlnire și chiar să ne adunăm mai mult. Eu am încercat să adun cât mai multe persoane azi și din Finlandă, iată că... Dar voi sunteți foarte puternic români, în general sunteți foarte patriotic. Și în Belgia noi suntem doar la necaz, când se întâmplă ceva grav, doar sau la fotbal. Dar restul voi români sunteți chiar foarte patriotic și asta mă bucur. Și dacă unor vei criticați unul pe altul, așa face parte din charme romanesc. Și iată, este o idee bună care trebuie să dăm mai departe și să fie eventual punctual, că să știm să o promovăm cât mai mult la orice nivel. Aici o să vorbesc cu altețelor regale și o să-ți trimit un diplom, Nelu, pentru bine meritat, să poate l-aduc eu personal la tine. Cu drag te aștept, Luc. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție, pentru cele 3 doamne care le-ai adus aici cu noi astăzi. E onoare pentru noi și ne bucurăm să începem o colaborare. Vă promit că este un început și voi căuta în așa fel să găsesc secretul care ne-a încurcat astăzi și tot ne-a scos după 40 de minute. Și promit că vom găsi o soluție în care să ne permită timpul cât ne dorim noi ca să stăm de vorbă. Îți mulțumesc tare mult. Iată, Nelu, dacă, Nelu, dacă îmi permit, eu te-am transmit o invitație pentru mâine, dacă pot să-l transmit tuturor. Este doamna din Finland care organizează un concert online mâine și de ziua copiilor. Și dacă pot să transmit invitații tuturor, că se, de ce nu, să participăm și la concert online. Sigur, am să dau tuturor și chiar am să pun online peste tot și chiar o să văd despre ce material este vorba și am să-l afișez și pe pagina noastră. Da. Bine, mulțumesc. Înainte de a da, să nu se supere doamna Olga Ciobanu și Lucia Caciuc, că am să-i dau cuvântul colegului nostru, domnule profesor Ovidiu Cornilă, care din Spania n-a spus niciun cuvânt până acum, dar să trăiască cu impresia că este foarte adevărat. Cei din urmă vor fi mereu cei din tâi. Bun venit, domnule Cornilă!
Bun venit tuturor. În primul rând, un salut călduros de aici din Madrid și din suflet și din atmosferă. Sunt 30 de grade îndată. Este ziua, da, după cum vedeți, sunt la Ficou. Am încercat să fiu mai formal, dar nu am cum pentru că mor de cald. Vreau să, în primul rând, să vă felicit pentru ceea ce faceți și să spun din toată puterea inimii că astăzi este ziua noastră a tuturor, de pe tot mapamondul. Probabil că este ziua noastră a tuturor în fiecare zi, dar astăzi este ziua în care o spunem unul altuia, nu? Și atunci este lucru deosebit să fii român. Spunea domnul Luc François că este parte din șarmul nostru să ne mai ciondărim uneori. Eu cred că fiecare popor are aceste, să spunem, minusuri, dar până la urmă important este uniunea, este frumosul, este sufletul, parte din suflet românesc, este tradiția noastră, este spiritualitatea românească. Este un antrenament pentru noi ca să ne menținem, că doar începem de când suntem mici, frați, între noi ne ciondănim, așa că mergem mai departe. Da, păi... asta facem și noi. Da, câteva lucruri despre ceea ce facem aici în Spania. În primul rând, sunt, nu știu, s-a întrerupt acum. Vă mărturisesc cu mândrie că, și cu bucurie în același timp că dirigez o uniune de scritori, Uniunea Lucian Blaga, scritori și artiști români în Spania. Este o uniune înființată cu acordul doamnei Dorli Blaga, fiica marului Lucian Blaga, cel de-al doilea număr al revistei de cultură, de literatură, Cuvânt Românesc. Am aici, iată, primul număr. Nu se vede. Nu se prevede. Acum. Ni l-ați luat. Aproape. Două mai aproape de cameră, eventual. Acum nu se mai vede deloc. Nu se vede. Acum. Acum, așa. Da. Aceasta este, nu știu de ce nu se vede, dar este o revistă care înglobează, sumează nume mari ale literaturii românești din țară și de peste hotare. Țelul nostru și al nostru scop este să purtăm cultura românească peste tot, nu? Să promovăm tinerele talente, să promovăm cei care scriu bine, care simt românește, nu? O secundă, Ovidiu. Nu știu dacă ne permite timpul ca să le ascultăm și pe doamne. Eu zic că să vă mai rupeți un pic de timp și să reintrăm după o scurtă pauză, pentru că vom ieși imediat. Pentru că aveți și dumneavoastră de nespus multe. Domnul Ovidiu Constantin Cornilă este redactor la noi la Radio TV Unirea, este profesor de limba engleză în Madrid, este președintele Asociației Culturale Lucian Blaga din Madrid, este și un inițiator a unei reviste de mare renume de acolo. Un om cu adevărat de cultură și un om care nu stă degeaba la Madrid, ci promovează cu adevărat cultura și arta noastră românească. Așa că mai aveți câteva lucruri să ne spuneți. Revenim în această formulă după o scurtă pauză de 5 minute. Doream să... nu o să mă întind prea mult, pentru că cu siguranță mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. În general, ideea noastră aici este să facem un nucleu de cultură puternic, în măsura în care să facem cunoscută tradiția noastră culturală, literatura, arta în general românească, într-un spațiu de o cultură efervescentă cum este cel iberic. Există o tradiție foarte, foarte pregnantă și aici. Avem și noi de învățat de la ei, facem deci un fel de schimb cultural.
și eu cred că aceasta este cea mai bună modalitate de împletire a două culturi, să spunem, puternice, nu? Cu efervescență. În altă ordine de idei, noi organizăm destule evenimente atunci din cauza acestui nefast, ne limităm la ce putem, organizăm și noi online prezentări, în fine, dar pot spune cu mândrie iarăși că am organizat evenimente destul de importante. Conferința Blaga, care este a patra după cea din România, prima de peste hotare. Colegul literatura Lucian Blaga a avut loc prima ediție anul trecut, în mai, 28 mai. Anul acesta trebuia să fie săptămâna aceasta, de fapt, în data de 28 vineri, dar nu a fost să fie, o să-l facem în octombrie. De asemenea, am celebrat, să spunem, oameni de cultură de o deosebită importanță pentru cultura românească. Este vorba despre Alexandru Buzioceanu, Gheorghe Stătescu, Vintilă Horia, aici în Madrid li s-au dedicat colocvii, au participat personalități ale culturii spaniole, ale culturii românești, am avut invitații și din România. Organizăm de asemenea diverse activități dedicate tinerilor poeți, cercuri literare, activități în colaborare cu Institutul Cultural Român din Madrid, cu ambasada, care de fiecare dată ne-a sprijinit. Avem în proiect să mergem mai departe și să promovăm aceste activități, nu numai pe teritoriul hispanic, ci să găsim cumva o modalitate de a colabora și cu români din diaspora, mă refer, din alte țări. Cam atât aș vrea să spun. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă urez încă o dată din suflet la mulți ani tuturor celor prezenți și tuturor românilor. Mulțumim mult! Doamna Olga Ciobanu. Deci, ca să spun și eu cum organizăm noi la grădiniță, să zicem, educația pentru patriotică, educația pentru tradiție și valori. Dincolo de faptul că lucrăm cu copii mai mici, încercăm totuși să educăm la copii spiritul românesc, să promovăm valorile naționale în modul și în felul în care o putem face cu copiii. Și anume, realizăm diverse activități didactice și extradidactice dedicate zilei limbii române, limba noastră, cea română, dedicate strângerii roadei, sărbătoarea Toamna de Aur, ziua poeților, ziua poetului Mihai Eminescu, ziua lui Grigori Vieru, ziua lui Ion Creangă. De asemenea, organizăm activități dedicate sărbătorii Sfintelor Paști. În cadrul acestor copiilor se vorbește despre țară, despre neam, despre tradiții, despre Ștefan cel Mare și Sfânt, despre tricolor, despre creațiile marilor poeți și scriitori. În cadrul acestor activități, ei recită versuri, prezintă diverse scenete, cântă, dansează. Cu copii, iată chiar recent, cu copii din grupele mași pregătitoare, am organizat șezători, iar cu ceva timp mai devreme am prezentat tradițiile și obiceiurile în cadrul unei sărbări dedicate nunții moldovenești. Deci cum se face nunta moldovenească cu toate etapele și toate tradițiile. Acest eveniment a fost chiar mediatizat și la TV. Deci prin asemenea acțiuni încercăm să promovăm niște valori și să educăm copiii în spiritul neamului românesc. Cam în felul dat realizăm noi educația moral-spirituală și patriotică în grădinițe. Foarte bine, felicitări! Care este mesajul dumneavoastră către copii, către românii de pretutindeni? Ce părere aveți despre intrarea noastră
în Europa, deși noi eram de mult timp în Europa, dar așa zis, în ultimii ani am intrat cu adevărat și în fața celor care așa au vrut să vină. În primul rând, vreau să salut toți românii de pretutindeni, să le spunem că noi, cei de la Chișinău, suntem cu sufletul și inima în România Mare. Noi nu ne considerăm în afara granițelor, noi ne considerăm în România Mare. Și nu m-auziți? Da, vă aud. Da. Încercăm să fim în... să zicem, să ținem pasul cu românii din România, încercăm să fim la curent cu tot ce se întâmplă. În Uniunea Europeană, sigur că vreau să vă spun că avem foarte mulți compatrioți plecați peste hotarele țării, anume Uniunea Europeană, dar întotdeauna aceste persoane au susținut Republica Moldova, au susținut România, participăm întotdeauna la alegerile care se desfășoară pentru România. Ce pot să mai spun? Sper că într-o zi vom fi împreună și unirea nu va fi doar o lozincă, dar va fi ceva real. Și sper că noi merităm lucrul acesta. Și vă rog să mă credeți că uneori și de multe ori părerea autorităților și a persoanelor din conducerea țării nu coincide cu părerile oamenilor de rând. Deci noi suntem pentru, ne simțim cu sufletul românesc și trăim în spiritul valorilor românești. Da, salut toți românii, felicit copiii cu ziua lor care va fi mâine sărbată, le doresc multă, multă sănătate și să crească adevărați patrioți și oameni mari ai neamului. Mulțumim, la fel, să dea Dumnezeu la toată lumea. Doamna Olga, eu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, am să fac o paranteză aici și să spun că există foarte mulți români la Chișinău care... îi am la suflet și am primit în suflet exact cum îi aș primi și în casă. Oameni cu sufletul mare și cu adevărat dornici de a trăi acea clipă de a vedea unirea mare. În schimb, există și partea cealaltă care spun că nu sunt siguri de această uniune și nu cred că este bine. Nu dau numele unei persoane la care i-am luat interviu și a spus în felul următor: printr-o întrebare pusă dumneavoastră am să vă dau răspuns la ce m-ați întrebat. Și a spus așa: dacă mama dumneavoastră vă părăsește și vă adoptă vecina, vă crește până la maturitate, ce veți face? Veți înlătura pe mama adoptivă și veți îmbrățișa-o pe cea dulce? Asta a fost răspunsul. Și cred că sunt mulți care spun acest lucru. Sunteți de acord? Niciodată nu trebuie să generalizăm. Nu am generalizat. Asta spun. Că sunt păreri și păreri și probabil din cauza asta se amână atât de mult. Și nu păreri diferite sunt. Păreri diferite sunt și în România. Și la români din România. Și din diasporă. Dar totuși marea majoritate a populației din Republica Moldova este pentru unire. Da, este foarte adevărat. Vă iubim și să dea Dumnezeu să trăim acele clipe, să vedem că există o singură Românie, nu și români de peste prut. Știți că eu aștept dintotdeauna momentul ăsta, mai ales că am participat și la Podul de Flori, care a fost în 1989, aveam nici 18 ani. Și atunci nu aveți dumneavoastră idee ce sentimente mă copleșeau când am trecut hotarul pe pod de la Huș și am putut să ne îmbrățișăm cu frații de peste Prut. Deci au fost niște momente inedite, extraordinare, pe care, adică chiar am avut noroc să le trăiesc. Da. Minunat. Mă bucur. A invitat cineva pe Maria Mancaș? Da, eu. Da? Bun, i-am dat accept. Și mai este un nume, dar nu știu, este 3YAYRQ.
Eu știu că este o doamnă primar care trebuie să mai intre. Nu știu. Doamna Valentina Meșină. Și a mai fost o persoană, dar văd că eu vreau să întreb, nu puteam să-i dau accept până nu întreb cine e. Da. Mergem mai departe și o să îi dăm cuvântul doamnei Lucia Caciuc. Spunem bun venit doamnei Maria Mâncaș, doamna Lucreția, iar s-a alăturat de noi la grup. Este vorba de secretarul general al Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Unii dintre dumneavoastră o cunoașteți. Este colega noastră care trăiește la ora actuală, cred că este în Iași sau în Israel, pentru că dânsa este mereu în plimbare, ba în Israel, ba la Iași. Și București, bineînțeles. Da. Vă salut, prieteni, din nou. Mă bucur că reușim să revenim în discuție. Știu că e o problemă tehnică și e greu de depășit și nu depinde de fiecare dată de noi. Dar în contextul discuției pe care o avem, vreau să vă zic că trăiesc și eu ca și colega mea, de altfel este colegă de clasă, ne leagă o prietenie de ani mulți și frumoși, trăiesc aceleași sentimente de dor de România, de dor de ceea ce este sfânt, de ceea ce este frumos. Și credeți-ne, cu cât sunt mai mari impedimentele, cu atât mai puternică este flacăra dragoste pentru neam. Și probabil din acest motiv, de fiecare dată când rostim România sau România Mare, eu fiind istoric de specialitate, mă întorc cu gândul la ceea ce a însemnat pentru strămoșii noștri lupta pentru unitate națională, lupta pentru dreptate, pentru neam, pentru istorie. Și astăzi suntem de multe ori puși la încercare în ceea ce privește identitatea noastră, în ceea ce privește istoria noastră națională, dar să știți că rezistăm. Sunt foarte mulți oameni care au putere și voință și care se coagulează în grupuri, fie ele și mici, pentru că există o poziție din partea celor care ne conduc, dar cu cât e mai mare opoziția, cu atât mai puternici devenim noi. Am avut fericită ocazie să-i cunosc personal pe Doina și Ion Aldea Teodorovici. Sora mea a făcut cândva un film foarte frumos în care Doina pentru prima oară cântă, interpretează o piesă. Am stat la o masă cu Grigore Vieru și acele valori pe care le-au promovat aceste personalități nu pot fi șterse, nu pot dispărea din memoria noastră colectivă, din ceea ce înseamnă crezul nostru. Revenind în școală, revenind la copii, sigur că și prin orele de istorie, dar și prin activitatea Clubului European, voi încerca și voi insista asupra identității noastre naționale, asupra valorilor noastre naționale. Mă bucur că am avut pe parcursul vieții mentori foarte buni, părinții mei care sunt și ei pedagogi, prieteni care m-au susținut, inclusiv vreau să aduc mulțumiri lui Luc care ne-a fost alături și în activitatea de la liceu, dar și în activitatea de la direcția municipală. Voi reveni cu drag. Așa e, doamna Lucia. Un român înrăit, aș spune eu. Exact. Mai român decât românii. Exact. Voi reveni cu drag la liceu și voi relua activitatea în cadrul Clubului European, pentru că fiind funcționar public în cadrul primăriei, am fost și consilierul primarului general Dorin Hirtoacă pentru probleme sociale, am promovat valorile sociale, știți că Dorin s-a dedicat totalmente promovării valorilor românești în Chișinău. Chișinăul a fost până mai ieri o citadelă a românismului. Sper că această scurtă pauză care a intervenit va fi într-adevăr scurtă și se va reveni la normalitate. Tare sper că prin intermediul copiilor, pentru că ei sunt cei mai fideli mesageri în familiile lor, cei prin care putem transmite gânduri frumoase și luminoase, vor continua ceea ce nu am reușit noi ca generație să realizăm și poate ei vor fi mai insistenți și nu vor ceda atunci când vor fi anumite situații în care am fost puși în
în fața faptului de a alege între est și vest. Ziceați de mama adoptivă. Păi și mamele adoptive sunt diferite. Nu cred că cineva poate zice că acea mamă adoptivă care se numește Uniunea Sovietică ne-a încălzit la pieptul ei. Am avut foarte mult de suferit, ca să nu vorbesc de colonizare, deznaționalizare, rusificare, din care nici azi nu putem ieși și nu putem vorbi o limbă românească frumoasă și cred că chestia asta fiecare dintre noi atunci când comunică cu frații de peste Prut o resimt și cumva ne face să fim așa mai timizi a ne exprima gândurile. Așa că cred că cei care au nostalgie nu e greu să treacă Nistru. Cei care au dragoste de românism să treacă Prutul. Vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase și sigur că suntem la sentimentul dumneavoastră cu multe din cele spuse și mă amintesc de colega noastră Maria Mocanu, pe care o salutăm pe această cale și cu siguranță o cunoașteți și ați avut ocazie să fiți la dumneai chiar în emisiunile radiofonice. Spunea, voi ați fost binecuvântați de Dumnezeu să-l citiți mereu pe Eminescu. Noi l-am citit pe ascunselea pentru că nu aveam voie. Asta, sigur că pentru un român, te sensibilizează extraordinar până la lacrimi când auzi aceste cuvinte, că un român de-al nostru, când și-a dorit să-l citească pe Eminescu, n-a avut posibilitatea sau dacă chiar n-a avut voie, ci era sancționat pentru aceste lucruri. Deci e o mare minune. Vă mulțumim tare mult, doamna Gaciuc, și vă mai așteptăm alături de noi și sperăm să ne întâlnim și să nu avem piedici din astea tehnice, încât să ne lasă. Cu drag! Vă salut, onorată asistență. Chiar sunt onorată că mi s-a adus la cunoștință despre acest eveniment frumos și cu acest prilej vreau să felicit din toată inima românii de pretutindeni. Eu fiind de asemenea, considerându-mă de fapt româncă, deși nu am reușit încă până ziua de astăzi să ne capăt, deci cetățenia românească. Sunt conferențiar universitar, doctor, activez în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, predau disciplinele de comunicare, la bază am Facultatea de Filologie Română, după care am urmat și un doctorat. Dar vreau să vă spun că, indiferent de disciplina pe care o predau, mă străduiesc să cultiv studenților, doctoranzilor, masteranzilor, dragostea pentru cuvântul românesc și oriunde s-ar afla, să nu își uite rădăcinile, să-și cizeleze această limbă frumoasă, să o vorbească, să se mândrească de ea și să promoveze această cultură românească, pentru că este ca și răsăritul de soare cald, este asemenea unei flori de mac care emană această căldură. Cred eu, numai un popor românesc poate să dea dovadă de asemenea puritate în cuvânt, asemenea puritate în doina pe care o are, în meleagurile de care se poate mândri. Și această dragoste românească trebuie să fie cultivată din toate domeniile, să fie cultivat de la mic până la mare. Și indiferent că este cineva acum acasă, indiferent că se află cineva de peste hotarele țării noastre, îndepărtate sau foarte îndepărtate, întotdeauna mă voi strădui să promovez această dragoste față de plaiul românesc, față de cartea, cuvântul pe care ni l-a cultivat de la moși strămoși, voievozii noștri, bineînțeles și Ion Creangă, bineînțeles și Mihai Eminescu și mulți alți ctitori ai acestor meleaguri românești. La mulți ani, România! La mulți ani, românilor de pretutindeni, să nu își uite niciodată rădăcinile și să se mândrească de cine sunt. Mulțumim tare mult! Doamna Carolina! Buimescu sau nu știu cum este numele corect.
Buimestru. Buimestru. Da. Ascultă. Bună seara. Numai în așa fel să face să aibă și colegii dumneavoastră, ceilalți doi, măcar un salut din partea dumnealor. Vă rog, vă ascultăm. Bună, sunt Carolina Băimestru. Dacă tot ți-ați spus ce sărbătoriți, mai este sărbătoare Ziua Nistrului. Eu am copilărit în marginea Nistrului, am crescut și cunosc bine valurile Nistrului, așa că mai avem o sărbătoare în plus. Vreau să vă felicit zi, cu... Mă auziți? Da, mă auzim perfect. Da. Vreau să vă felicit cu sărbătoarea care, cu ocazia care ne-am adunat aici și mă bucur să cunosc atâta lume, atât de multă lume nouă care sunt frumoși în felul său și sunt încântat. Mulțumim, Nelu, vreau să spun alături de noi și vă aștept. Nelu, da. Vreau să spun că Carolina scrie și poezie și realizează filme. Pentru că e foarte modestă, dar e, cred că, cea mai tineră dintre noi aici. Și de asta l-am și invitat, pentru că ea se străduiesc, se face film, se realizează film cu viața tipică care există în România și în Moldova. Și cred că sunt niște tineri care trebuie să fie promovat. Vă aștept pe toți să ne scrieți pe office@arond Radio TV Unirea, iar adresa mea de Facebook este Ioan Godja, așa cum este și numele, sau Radio TV Unirea. Să vedem cine mai trebuie să urmească. Îl avem pe domnul Avram și cred că a mai venit pe loc sau a ieșit. Mulțumim și noi, doamna Carolina sau domnișoară, și vă aștept să-mi trimiteți. Da, 2 minute, domnul Avram. Ne auziți? Nu știu, cred că nu ne aude domnul Avram. Și mai am aici, nu știu cum să-i spun numele, pentru că... Doamna... Da. Doamna Cucodu este doamna Valentina Meșina, de primar la Rușeții Noi. Da, o așteptăm, o ascultăm. 2 minute, un salut măcar. Bună ziua! Să rămână! Cum... Bună ziua! Sunt din Ialoveni, de la Rușeții Noi, din comuna Rușeții Noi, o comună de Răzeș. După cum cunoașteți, Ialovenul este cel mai unionist, așa să spunem, raion din toată Republica Moldova. Noi suntem mai progresiști și mai aproape de țară. Un minut mai avem. Salutul dumneavoastră către românii de pretutindeni. Iar noi de aici... Astăzi este o mare sărbătoare pentru toți românii de pretutindeni și mulțumesc pentru că m-ați invitat. Felicit toată suflarea românească și așteptăm cât mai de curând să dăm jos odată hotarul de la Prut, să fim uniți, să fim împreună, să ne bucurăm împreună de toate evenimentele, să nu mai avem, să stăm câte 14 zile în carantină între frați. Frații merită să circule liber printre frați. Acest lucru îl așteptăm și noi. Cu drag vă salutăm și vă urăm la mulți ani tuturor, la mulți ani copiilor, la mulți ani români de pretutindeni, oricunde v-ați aflat. Ioan Godja și Felician Vladu, diaconul greco-catolic. Dacă ne mulți ani! Și ne aude, la mulți ani! Să vă ascultăm și pătânsul cu un salut. Domnul Avram. Cred că s-a blocat. Nu știu, dânsul a rămas blocat acolo. Doamna Valentina, mulțumim pentru gândul frumos și încă o dată vă mulțumesc tuturor din suflet. Și vă invităm la Rușeții Noi. Ne pare rău că anul acesta Festivalul Cireșelor și Vărzărilor îl avem online și vă invit pe această cale pe data de 7 să fiți alături de festivalul nostru online. Iar de Doamne la anul viitor să vă avem oaspeți la noi în comună. Cu drag. Aștept mesaje de la dumneavoastră. Aștept de onoare cu mare drag. Aștept articole de la dumneavoastră. Le vom publica atât pe AJRP cât și pe Radio TV Unirea. Să aveți o după masă frumoasă, să aveți gândul bun de aici, de la noi,
din Austria și tot binele din lume vi-l oferim cu drag din suflet și din inimă.